E regulă? Bună ziua, sunt Andreea San, purtătorul de cuvânt al instituției prefectului, județul Olt. Vom susține astăzi declarații de presă ale purtătorilor de cuvânt ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne din județul Olt, Inspectoratul de Poliție Județean Olt, Inspectoratul de Jandarm Județean Olt și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt. În cuprinsul acestei declarații vom prezenta măsurile și recomandările structurilor Ministerului Afacerilor Interne din județul Olt în contextul sărbătorii Rusalilor și a începerii vacanței școlare. Obiectivele principale ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne din județul Olt sunt în această perioadă menținerea ordinii și siguranței publice, descurajarea comiterii de fapte ilegale, intervenția rapidă și eficientă pentru gestionarea situațiilor de urgență și prevenirea accidentelor rutiere. În continuare, voi da cuvântul colegilor mei de la structuri pentru a prezenta măsurile și recomandările pe domeniul de activitate. Mulțumesc frumos! Bună ziua! Sunt inspector de poliție Vasiloaica Ionuț Daniel, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Olt. În contextul sărbătoririi Rusalilor și al debutului vacanței școlare de vară, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Olt acționează pentru ca întreaga comunitate să se bucure în liniște și siguranță de aceste zile. Astfel, în această perioadă, zilnic, peste 250 de polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, rutieră, investigații criminale, investigarea criminalității economice, dar și din cadrul altor structuri de poliție, vor acționa și vor desfășura activități specifice în sistem integrat împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în vederea asigurării unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, precum și pentru prevenirea oricăror situații de risc. Aproximativ 100 de patrule de siguranță publică vor acționa zilnic pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. Totodată, vor fi instituite dispozitive suplimentare în zona lăcașilor de cult și în localitățile unde sunt preconizate a se desfășura evenimente cultural-artistice. De asemenea, pentru fluidizarea traficului rutier și prevenirea producerii unor evenimente grave, polițiștii rutieri vor acționa pe drumurile publice din județul Olt, fiind folosite aparatele radar, aparatele etilotest, precum și aparatele drug test, în vederea depistării șoferilor care încalcă regulile de circulație. Pentru a vă petrece timpul liber în siguranță, vă recomandăm să aveți grijă de bunurile personale, să fiți prudenți în relațiile cu persoane cunoscute întâmplător și să fiți atenți la copiii care vă însoțesc. Nu legați prietenii cu persoane care manifestă un comportament deviant, nu consumați alcool în exces, ori substanțe interzise și nu vă lăsați angrenați în dispute verbale care pot degenera. În caz de nevoie sau dacă ați asistat, ori aveți cunoștință despre comiterea unei fapte antisociale, apelați cu încredere la cel mai apropiat polițist, ori sunați la 112, apelul unic de urgență. În continuare am și câteva recomandări pentru părinți. Vă rugăm să discutați liber cu fiul, fiica dumneavoastră, despre ce are voie și ce nu are voie să facă în această perioadă. Atunci când vă însoțeți copiii, nu îi lăsați nesupravegheați, învățați-i că au voie să plece doar cu permisiunea dumneavoastră și că trebuie să spună întotdeauna unde și cu cine pleacă. Asigurați-vă că vă știu numele complet, numerele de telefon și adresa pe care le pot divulga doar în situația în care s-au rătăcit. Învățați-i cum să reacționeze în cazul în care se pierd. Vă reamintim că nu le este permis copiilor sub 14 ani să circule cu bicicleta sau cu trotineta pe drumul public. Chiar dacă au împlinit această vârstă, ei trebuie să cunoască regulile de circulație și să fie echipați corespunzător. Vă dorim o vacanță plăcută și liniștită. Mulțumesc! Aproximativ 200 de jandarmi vor fi prezenți zilnic în perioada 11-13 iunie în zona de responsabilitate pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică, pază și protecție instituțională și pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale alături de celelalte forțe ale Ministerului Afacerilor Interne și să asigure desfășurarea manifestărilor în condiții de siguranță. Efectivele din cadrul unității noastre vor asigura ordinea publică cu ocazia desfășurării manifestărilor cultural-artistice sportive, dacă se preconizează participarea unui număr semnificativ de persoane pe raza a 12 localități. În această perioadă vor fi intensificate măsurile de ordine publică, se vor desfășura acțiuni punctuale și de patrulare sistem integrat în cooperare cu celelalte instituții abilitate, atât în mediul urban cât și în mediul rural, cu precădere în zonele aglomerate și intens circulate. Pentru prevenirea evenimentelor nedorite și a oricăror situații de natură să tulbure liniștea publică, Jandarmeria Olt recomandă participanților să manifeste înțelegere față de măsurile luate de forțe de ordine, să coopereze cu acestea, să respecte indicațiile jandarmilor, să respecte prevederile legale privind desfășurarea activităților de picnic, precum și depunerea deșeurilor doar în locurile speciale amenajate, pentru a nu dăuna mediul înconjurător. Vă mulțumim! În perioada mini-vacanței, prelejuită de sărbătoarea Rusalilor,
peste 100 de pompieri cu autospeciale de stingere, ambulanțe smurt, autospeciale pentru intervenție la înălțime, autospeciale pentru descarcerare, victime multiple, chimic, biologic, radiologic și nuclear, dar și ambarcațiuni pentru misiuni în mediu acvatic, se vor afla zilnic în dispozitiv pentru gestionarea situațiilor de urgență care se pot produce la nivelul județului Olt. În funcție de situația operativă, personalul poate fi suplimentat cu pompieri aflați în turele libere. Recomandăm cetățenilor care merg la grătar să respecte toate măsurile de prevenire, astfel încât să evite producerea unor incendii. De asemenea, având în vedere debutul sezonului cald, recomandăm celor care aleg să-și petreacă această perioadă la scăldat să respecte o serie de măsuri simple, astfel încât evenimentele de acest gen să nu se încheie cu adevărate tragedii. Spre exemplu, scăldatul să se facă doar în locuri special amenajate pentru not, cu respectarea avertizărilor privind interzicerea scăldatului, evitarea scăldatului în râuri, lacuri, canale de irigații sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenții sunt foarte puternici, albile rămoloase sau pline de plante, pietre, crengi și trunchiuri de copaci. De asemenea, pentru cetățenii care participă la slujbe religioase, le recomandăm să mențină accesul liber pe căile de intervenție și, de asemenea, să nu blocheze cu autoturismele personale căile de acces sau de evacuare. Vă mulțumesc, stimați colegi, vă mulțumim pentru participare, le dorim oltenilor în sfârșit de săptămână liniștit.